Două persoane din județul Sălaj au fost înșelate de alte patru persoane care le-au vândut bancnote rusești și chinezești scoase din uz. Doi bărbați, unul în vârstă de 75 de ani din localitatea Poarta Sălajului și un altul de 56 de ani din localitatea Bogdana, au sesizat poliția municipiului Zalău despre faptul că au fost victimele unei înșelăciuni, autorii vânzându-le bancnote ruse și chinezești scoase din uz. În urma cercetărilor efectuate de către polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică Zalău, în cooperare cu lucrători din cadrul poliției Oraș Ciucea, autorii au fost identificați. Aceștia au vârstele cuprinse între 28 și 40 de ani. De asemenea, au fost găsite asupra acestora și confiscate un număr de 16 bancnote ruble ruse și 3 bancnote ien chinezești scoase din circulație. În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, prejudiciul în valoare de 450 de lei fiind recuperat în totalitate și restituit părților vătămate.